Am și eu o rugăminte către domnul consilier Ghingheș și cred că nu-l va jigni ceea ce-l rog și cred că rugămintea e în numele colegilor mei. La toate declarațiile pe care le face în acest ședință de Consiliu Local, să ne aducă și câteva date statistici. Ați afirmat în mai multe ședințe de Consiliu Local când ați luat cuvântul că tinerii pleacă din oraș. Am o rugăminte. Data viitoare v-aș ruga la următoarea ședință, ordinară sau extraordinară, depinde cum aveți timp să vă pregătiți, să ne prezentați o scurtă informare despre trendul de migrare al tinerilor la nivelul țării și la nivelul principalelor municipii, ca să vedem totuși, să luăm aminte, pe ce loc este orașul sau municipiul Bacău în zona, regiunea nord-est, în toată țara, dacă sunt aceste date disponibile la Institutul de Statistică. Pentru că eu cred că este foarte ușor să facem tot felul de declarații așa cu iz malițios, dar aceste declarații, dacă ar fi susținute și de niște date, atunci ar avea altă greutate. Vă mulțumesc, domnule consilier. Pot să vă dau răspunsul acum, dacă doriți. Date statistice? Nu exact, dar v-aș trimite la studiu, de exemplu, al Băncii Mondiale. Domnul consilier, eu nu v-am rugat să mă trimiteți nicăieri. Păi nu, dumneavoastră faceți o declarație. V-a spus pe ce mă bazez. Domnul consilier, vă mulțumesc pentru mingea la fileu ridicată. Vă voi aduce un studiu complex despre cum pleacă și de ce pleacă tinerii din acest oraș la următoarea ședință ordinară. Nu v-am dat răspunsul pe loc. Domnul consilier, nu v-am cerut studiu de ce pleacă tinerii din acest oraș. V-am cerut niște date statistice și probabil le veți lua de acolo de unde m-ați trimis pe mine. Lăsați-mă ca să repet întrebarea. Că trebuia să avem aceste date statistice într-un fel sau altul și în această strategie, dar nu prea le avem. Domnul consilier, eu ce să spun acum? Noroc că v-ați dat seama. Am trecut cu vederea faptul că această strategie nu cuprinde date de genul acesta. Domnul consilier, date statistice comparative. Așteptăm cu interes și vă voi aduce aminte la următoarea ședință ordinară să aveți o lună la dispoziție, pentru că nu cred că sunt foarte ușor de obținut. Ba da. Date statistice comparativ pe municipii, pe județe, trend la nivel național și pe regiunea de nord-est. Mulțumesc. Mă mir cum de nu le cunoașteți, ar trebui să le cunoașteți deja. Dar vreau să știți că aceste date totuși trebuiau să existe în această strategie. Deci să avem cifre exacte. Nu o votați, cifre. Ba da, o votez. O votez pentru că sunt o serie de acțiuni cheie foarte importante pentru domnul consilier, cred că n-am spus fiecare părerea. Să avem și o radiografie a stării tinerilor cu date exacte. Domnul consilier, radiografia stării tinerilor, vă rog să ne aduceți. Cred că ar trebui să mai stați și printre tineri ca să vă dați seama că tinerii pleacă totuși din acest oraș. Domnul consilier, aveți dispoziție o lună să-mi aduceți un articol să-l prezentați. Peste o lună stăm de vorbă. Mulțumesc, domnul consilier. Dar nu trebuie să mă certați. Domnul secretar. Nu înțeleg de ce mă certați. O să luați bătaia la fund. Vă rog.